Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Adevărul despre George Simion. Cine este, de fapt, liderul AUR? S-a văzut și la nuntă. S-a aflat adevărul despre George Simion. Cine este, de fapt, liderul AUR? Analistul politic Mugur Ciuvică a spus totul despre liderul AUR, George Simion, în cadrul podcastului România lui Cristache de la evenimentul zilei Play, scrie Cătălina Andreea Moisoiu pentru publicația online Capital. Analistul politic Mugur Ciuvică a vorbit despre liderul AUR, George Simion, în cadrul podcastului România lui Cristache, difuzat pe canalul de YouTube al evenimentului zilei. Analistul a dezvăluit cine este de fapt controversatul om politic George Simion. Potrivit lui Mugur Ciuvică, George Simion este un băiat de galerie care și-a depășit condiția. George Simion e o copie. Partidul lui este un partid peremist. Îi copiază în multe moduri, în afară de faptul că Vadim a citit mult mai multe cărți decât Simion. Simion mi se pare un om mai de bun simț decât Vadim. E în zona asta excentrică, mai ciudată. E un băiat de galerie care și-a depășit condiția. Eu, unionist, l-am cunoscut, dar de vreo 2 ani nu l-am mai auzit cu o vorbă. Poate doar din când în când s-a văzut și la nuntă, acum partea lui unionistă. Cu siguranță a fost susținut de SIE, lucru care nu este de criticat, deoarece pe zona asta SIE acționează și e normal să-i susțină, a spus analistul politic. Totodată, analistul politic susține că securiștii circulă în jurul AUR. Mugur Ciuvică a spus și cum a reușit AUR să sară de 20% în sondaje. Sunt convins că securiștii circulă în jurul AUR pentru că așa sunt ei oportuniști și diaspora s-a reprofilat pe AUR pentru că diaspora e prost informată în mod natural, ei fiind mai mult cu Facebook-ul. E clar că au avut o echipă de profesioniști, iar ocupând zona de Facebook, s-au dus și la diaspora pe telefon, iar diaspora a uitat de USR. A fost și pandemia, care i-a ajutat să ajungă la 20% și acum cu nunta ca să mai atragă atenția. În timp de pace, AUR nu are cum să sară de 20%, a spus analistul politic Mugur Ciuvică în cadrul podcastului România lui Cristache. George Simion face un nou apel la români să vină lângă el. După succesul înregistrat cu nunta sa, prin participarea a mii de oameni în Comuna Măciuca, liderul AUR vrea acum să îi cheme pe oameni să îi se alăture din nou. De această dată, apelul nu mai are legătură cu vreo petrecere, ci cu cei aflați la guvernare. După ce a strâns mii de oameni la nunta sa cu Ilinca și s-a bucurat de o mediatizare fără precedent, George Simion l-a cerut românilor, acum, să iasă în stradă la protest. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, acesta a susținut că singura modalitate de a-i opri pe acești nenorociți este să fim toți în stradă. Sunteți pregătiți? A fost îndemnul retoric adresat de liderul AUR către toți cei care îi urmăresc pagina de socializare. Rămâne acum de văzut dacă chemarea sa va avea efectul scontat. Cert este însă că postarea liderului AUR a strâns în nicio oră aproape 9.000 de like-uri și a fost distribuită de aproximativ 500 de ori, scrie Cătălina Andreea Moisoiu, pentru Capital. Strania nuntă a domnului Simion, Cristian Pârvulescu. Un eveniment politic menit să îl profileze drept candidat prezidențial. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, AUR, George Simion, s-a căsătorit într-un eveniment pe care l-a dorit public și promovat, purtător al mesajelor politice al AUR, naționalism, tradiție, ortodoxism. Nunta a fost comparată cu cea a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.
nunta lui George Simion s-a dorit un eveniment popular, public, de mari dimensiuni, cu efect asupra electoratului. Cu numeroase transmisiuni video în direct pe pagina de Facebook a lui George Simion, evenimentul a fost marcat de momente asociate unor tradiții populare de nuntă, cu muzică și costume, o petrecere câmpenească pe care politologul Cristian Pârvulescu o descrie în interviul pentru Europa Liberă, drept un eveniment cu rol politic, dar care e posibil să nu-i fi adus liderului AUR toate câștigurile pe care și le-a dorit. Europa Liberă. Nunta a fost comparată, încă înainte de a avea loc, cu cea a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu. S-a confirmat comparația? Cristian Pârvulescu. Este aceeași nuntă, la aproape 100 de ani diferență. Ca urmare, contextul este diferit, dar nunta este un eveniment politic, nu unul simplu, mondan, este un eveniment popular, dar între ghilimele, un eveniment care subliniază bunele și sănătoasele tradiții ale poporului român în raport cu obiceiurile nesănătoase ale elitelor. Elitele copiază, nu-i așa, nunțile occidentale văzute în filme, la televizor, etc. Deci evenimentul a fost menit să adâncească prăpastia între popor și elite, exact același lucru pe care îl intenționau și cei care au organizat nunta lui Zelea Codreanu de la Crângu, de lângă Focșani, în 1925. Da, contextul e altul, dar și atunci totul a fost despre tradiții. Cai, carul cu boi, povestește chiar Codreanu, drumul pe care îl face pe cal alb până la casa miresei. Ori tradiții, sau așa zise tradiții, care sunt în mare măsură niște adaptări și niște invenții și împrumuturi, dar care au fost la un moment dat recenzate de etnologi și care aparent au devenit tradiții ce deosebesc, nu-i așa, specificul românesc de alogeni. Atunci era vorba despre evrei, acum e vorba de oricine nu este român. Europa Liberă. Postările de la eveniment live pe Facebook au avut mii de reacții și comentarii. L-a ajutat nunta pe George Simion să câștige popularitate? Cristian Pârvulescu. Cu siguranță asta și-a dorit. E greu de spus cât a reușit, pentru că asta depinde de context, iar contextul este unul geopolitic complicat. Mai degrabă, această nuntă era menită să scoată AUR de pe panta descendentă și să-l profileze pe George Simion într-un mare candidat vizibil și cu mare notorietate pentru alegerile prezidențiale din 2024. Europa Liberă. Cum evaluați prezența și participanții? La cununia de vineri, fostul deputat Robert Turcescu a postat poze cu George Simion, Mirel Paladă, Dan Diaconescu. Cristian Pârvulescu. Au fost exact cei care susțin într-un fel sau altul naționalismul, populismul și tradiționalismul. Desigur, faptul că un fost parlamentar și lider, cel puțin la nivelul prezenței publice a PMP, s-a prezentat la această nuntă, ar putea fi surprinzător, dar în realitate vorbim despre personaje care vor să recupereze alături de Simion și care, într-un fel sau altul, susțin această idee a faptului că există o prăpastie între poporul autentic și cei care încearcă să împingă România spre Occident. Europa Liberă. Cum interpretați derogarea primită de la Biserica Ortodoxă pentru ca slujba să aibă loc la o pensiune hotel spa de la Măciuca, județul Vâlcea, și prezența arhiepiscopului Tomisului? Cristian Pârvulescu. Este o cedare a ierarhiei BOR. Ar fi putut face altfel în condițiile în care afișarea ortodoxismului este atât de evidentă? Biserica a mai căzut în capcane de genul ăsta și altă dată. Să știți că și la nunta lui Codreanu au fost nenumărate fețe bisericești, la fel ca și foarte mulți ofițeri superiori ai armatei române în retragere, polițiști, etc. Putem vedea aici anumite comparații. Pur și simplu, dacă nu ar fi acceptat acest lucru, biserica se temea că va exista un val de critici în ceea ce o privește și atunci a preferat din comoditate acest lucru.
Dar nu este pentru prima dată când biserica dă astfel de facilități. Nu e primul eveniment de acest gen. Se întâmplă în multe alte cazuri, fără să fie atât de discutate. Prezența arhiepiscopului Tomisului nu trebuie să ne mire. Dar este un risc pe care și-l asumă Simion, pentru că imaginea de reprezentant al intereselor ruse în România este pregnantă în cazul acestuia. Europa Liberă. Cămașa tradițională, ea, mai poate fi asociată acum cu altceva decât manifestările naționaliste? Cristian Pârvulescu. La un moment dat, această modă va trece. Același costum popular era purtat și în 1925. Codreanu se prezenta în costum popular în turneele lui politice prin satele românești și asta nu a compromis portul popular și ea. E adevărat că în momentul de față este puternic politizată, dar să nu uităm că politizarea a început mult mai devreme, înainte ca AUR să-i acorde o asemenea importanță și de fiecare dată a ajutat un scop politic populist, și anume a sublinia diferența dintre elitele pro-occidentale, care se îmbracă în haine de la marile firme, și poporul autentic, care, iată, revine la straile tradiționale. În realitate, însă, este vorba doar despre spectacol. Politica este un spectacol și nunta aceasta a devenit un spectacol. Spectacolul e un început al politicii. Va mai trebui pus dincolo de mesajul populist și altceva, pentru ca notorietatea să se transforme în vot, dar e un început. Și, cu siguranță, consilierii politici al lui George Simion vor face toate eforturile să profite de acest eveniment. Europa Liberă. Au fost prezenți mulți artiști cu popularitate. Transmite asta că poate George Simion e mai iubit decât am crede în anumite medii? Cristian Pârvulescu. Sunt contracte pe care le-au încheiat. Dau exemplul Phoenix, care spuneau că nu știau că participă la o nuntă. Sunt contracte și trăiesc din asta, explica liderul formației Phoenix, căruia i s-a cerut să nu participe. Până la urmă, e o oportunitate. Și dacă e public numeros, cu atât mai bine. Știm că există lucruri contrastante acolo, dar în AUR încearcă să acopere toate categoriile de public, pe sistem catch-all. AUR va deveni un partid catch-all, va încerca să ia alegătorii de peste tot, profitând de frustrare, de nemulțumire. Are un potențial electoral mai mare decât arată sondajele acum, totul depinde de context. Europa Liberă. Îi va dăuna lui George Simion că a făcut nunta într-un loc considerat de lux? Cristian Pârvulescu. Depinde de dezbaterea publică, care va fi în jurul subiectului, dar pentru cei care îl susțin, nu va avea niciun fel de importanță, iar pentru Simion, notorietatea câștigată din eveniment este mai importantă decât toate comentariile negative, pentru că toate discuțiile nu fac decât să-i crească notorietatea, inclusiv această discuție pe care o purtăm acum. Interviu realizat de Carmen Vălică pentru Europa Liberă. Președintele AUR, George Simion, s-a căsătorit religios sâmbătă 27 august într-un sat din Vâlcea. Cu săptămâni înainte, George Simion a mediatizat intens pregătirile pentru nuntă, începând cu poze cu verighetele alese până la filmulețe video când își face cumpărăturile la producătorii locali pentru petrecere. Întrebat de reporterul hotnews.ro de ce a mediatizat un episod atât de personal, politicianul a replicat: tot ce fac eu este un gest politic. Orice fac eu este un gest politic și îmi asum. Care ar fi fost modelul de nuntă pe care ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu 100 de oameni? Să zburăm în Tasos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vâlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut de mult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice, a subliniat George Simion. Despre relația parlamentarului AUR cu viitoarea soție nu se știe prea multe. Simion a fost cel care a anunțat într-o emisiune TV că urmează să se căsătorească, însă nu a dorit să spună numele viitoarei soții. În presă a apărut informația că aleasa parlamentarului AUR ar fi Iulia Burcea, de profesie controlor financiar la o multinațională.
După câteva săptămâni de speculații în presă, Simion a negat informația și a dezvăluit numele viitoarei soții. Viața privată am încercat să o țin cât mai discret, dar au început să apară în presă relații cu fete cu care nu eram, lucruri care nu erau adevărate și am zis că singura soluție este să ne afișăm public și să fim cât se poate de deschiși. Ajunsesem la niște momente destul de incomode. Începuse presa să spună că sunt cu o doamnă, Iulia Burcea. Nu am avut niciodată o relație cu această doamnă. Vă dați seama că și viitoarea mea soție suferea, așa că am decis să facem totul public, susține Simion. Ilinca Munteanu are 24 de ani și a absolvit facultatea de drept. Într-un interviu acordat la România TV, viitoarea soție a liderului AUR a vorbit despre momentul în care a cerut-o în căsătorie. George Simion a pus la cale o farsă cu ajutorul unui polițist. Aceasta a fost oprită de polițist în trafic că are un cadou pentru ea din partea liderului AUR. Potrivit publicației hotnews.ro, oficializarea căsătoriei a avut loc în județul Vâlcea, în incinta unui resort de lux. Pentru cununia religioasă, George Simion a obținut derogare de la BOR. Mai exact, slujba religioasă s-a desfășurat în incinta complexului, într-o capelă construită special pentru eveniment și a fost oficiată de Arhiepiscopul Râmnicului, înalt preasfinția sa Varsanufie și Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfinția sa Teodosie. George Simion a fost cununat de 10 perechi de nași. Printre aceștia se numără români plecați din țară, cu afaceri în străinătate, ca de exemplu Marius Deaconescu, Ștefan Voloșoniuc și Petrică Negrea. La eveniment au fost invitați aproximativ 10.000 de oameni care au avut acces în incinta complexului pe baza unor brățări ca la concerte. Pentru a securiza perimetrul, s-au împărțit pe județe 7.500 de brățări de acces, iar invitații au fost înregistrați cu datele personale din cărțile de identitate. Liderul AUR susține că a plătit până în 12.000 de euro, bani care, potrivit acestuia, provin din donații sau sunt cadou de la nași. George Simion: plătim cu banii din partea nașilor și a prietenilor, dar avem și foarte multe servicii și produse. Mai mult de jumătate din acestea care ne sunt oferite, ca și dar de nuntă, din partea cunoscuților și prietenilor care ne simpatizează. Fiecare ne dăruiește ce are el la îndemână. Domnul Gigi Becali n-a dat brânză și ciobanii din Polovragi, Vaideni și Jina berbecuți pentru ProTap. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!